Te-ai săturat de farmatul clasic pe Minecraft? Ți se pare prea obositor să stai toată ziua să ai grijă de aceste plante ca să crească și după aceea să-ți faci tu ferma? Ei bine, astăzi am soluția pentru tine. Cea mai simplă fermă automată pe Minecraft. Toate itemele de care ai nevoie se află în acest cufăr. Plus, o să mai ai nevoie de blocuri de construit și niște blocuri care să lumineze. Poate să fie torțe, poate să fie glowstone, poate să fie ceva blocuri noi din Nether, Mushroom, nu știu ce, dar ai înțeles ideea. Pentru început va trebui să faci două cuști pentru ferme și pentru villageri care să în interior să fie de 9 pe 9. Desigur, ai grijă să te asiguri că sunt de două blocuri pentru ca villagerii să nu poată să scapă. Iar acum sistemul de colectare al itemelor este foarte, foarte simplu. Vom începe prin a sparge chiar aici două blocuri în care vom pune un chest dublu, după care lipit de acest chest dublu vom sparge așa trei blocuri și vom lipi aici un hopper, în partea asta legat de hopper încă un hopper și în partea asta la fel, după care pe fiecare hopper de aici din părți vom pune câte un rail, să avem să-l punem așa spre pereți pentru ca minecartul să nu alunece și vom pune câte un minecart hopper pe fiecare rail. După care, deasupra hopperului va trebui să băgați un villager, dar eu nu-l voi băga deocamdată, va trebui să îi faceți cuși ca să nu poate să iasă și o faceți foarte simplu cu niște trapdoor-uri. Bun, acum că am făcut cușca pentru primul villager, cel care va face pe cei doi villager să arunce cu item în el și o să colecteze hopperele, itemele și o să ni le pună nou aici în chest, va trebui să facem cele două ferme foarte, foarte rapid. Acestea ferme vor fi ultimele ferme pe care tu le vei face. Cum facem aceste ferme? Ei bine, în mijlocul acestei cuști vei pune o gălată cu apă, după care deasupra ei vei pune un composter, am uitat cum se cheamă, iar după care, ca villagerul să nu poată să acceseze composterul să-l folosească, va trebui să pui un bloc, eventual unul de luminat deasupra lui. Acum tot ce îți rămâne de făcut este să faci ferma. Același lucru care l-ai făcut aici va trebui să-l faci și în cealaltă cușcă. Ah, shit! Here we go again. Odată ce am făcut asta, ca un ultim lucru așa de design, ca să mai fim siguri că nu se spawnează nimic, mai punem în colțul cuștilor câte un bloc de iluminat. Spun un bloc de iluminat pentru că v-am spus nu este neapărat nevoie de glowstone, dar eu folosesc glowstone că îmi place mie cum arată. Acum tot ce ne rămâne de făcut este să alegem ce vrem să plantăm. Eu pentru acest tutorial voi alege cartofi și morcovi. Voi pune într-o parte cartofi, într-o parte morcovi, după care va rămâne pasul final. Hello there. Bun, iar acum că am terminat și am făcut fiecare pas de care era nevoie pentru această fermă, tot ce mai trebuie să facem este să amplasăm cei trei villageri. Un villager va sta aici, după care un villager în cușca asta și un villager în cușca asta. Aceștia doi vor lua jobul de fermieri, iar când își vor umpli inventarele, vor veni și vor arunca cu iteme spre acest villager, iar sistemul de colectare își va face treaba și va colecta itemele și le va băga aici în ce cufăr. După aproximativ 10 minute, această fermă a colectat cam atâtea iteme. Dar va merge mult mai bine imediat ce își vor umple villagerii inventarele. Dacă ți-a fost ajutat acest tutorial, nu uita să apeși butonul de subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult ca să-mi îndeplinesc visul și de asemenea butonul de like ca să ajung acest tutorial la cât mai multă lume. Pa, pa!